Incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța ilustrează indiferența, incompetența și ipocrizia guvernelor Orban și Câțu în gestionarea pandemiei. Au ars 12 spitale din cauza secțiilor COVID cu saturație mare de oxigen. În loc să învețe din tragediile precedentelor 11 incendii din spital în perioada pandemiei, membrii guvernului Câțu s-au certat toată vara între ei, iar apoi s-au dus în concedii sau în campaniile electorale din interiorul partidelor lor, deși tot aceștia anunțau iminența valului 4 al pandemiei. Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost mai importante pentru PNL și USR Plus decât condițiile de siguranță pentru cetățeni în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID. Nu mai au scuză că au fost luați prin surprindere de pandemie. Au murit arși de vii peste 40 de pacienți în secțiile COVID înainte de incendiul de azi de la Constanța. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat în urma acestei tragedii. Criminali, asta sunteți. De când ați fost puși de Iohannis la conducerea României, ați știut doar să dați din gură, doar să aruncați responsabilitatea pe alții, doar să promiteți iluzii. Nimic concret. 12 incendii și 10 de decese în spitale, de la Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie Socola, Matei Balș și acum Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, toate în guvernarea Dreptei. Cât mai trebuie să moară pentru a face ce trebuia făcut de la începutul pandemiei? România a fost singura țară din Uniunea Europeană care la începutul pandemiei nu a avut un protocol special anti-incendiu pentru secțiile COVID, deși se știe că riscul este foarte mare din cauza saturației mari de oxigen. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a avut și el o reacție acidă împotriva celor care conduc astăzi România. Suntem pe cont propriu. După Piatra Neamț și București, azi a venit rândul Constanței. 9 morți și nu știm câte persoane rănite. Este strigător la cer, cutremurător și inadmisibil ceea ce se întâmplă în spitalele din România. Condamn cu fermitate nepăsarea cu care suntem guvernați de oameni care văd prosperitate și sănătate peste tot. USR Plus este direct responsabil de aceste incendii și decese. În mandatele celor doi miniștri ai sănătății de la USR Plus au luat foc 8 spitale din totalul de 12. Premierul Câțu este la fel de responsabil. Nu poate da vina doar pe miniștrii USR Plus. Era de datoria lui să se asigure că membrii cabinetului pe care îl conduce vor lua măsurile necesare pentru siguranța pacienților. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu acuză direct întreaga coaliție de dreapta de această nouă tragedie. După 2 ani de guvernare de dreapta, eu cred că este foarte limpede că acești oameni care au spus că principala provocare este sănătatea românilor și că principala amenințare la sănătatea românilor sunt condițiile proaste din spitale, lipsa patrulor la TI, personalul nepregătit sau insuficient pregătit și așa mai departe, iată că suntem tot acolo. De fiecare dată ne întoarcem tot acolo. Ceea ce arată clar că ce se întâmplă de 2 ani de zile în întreaga societate românească, dar cu precădere și cel mai acut în sistemul medical, nu face decât să ducă la morți, fie din cauze de COVID, fie pe alte maladii, non-COVID, pentru că nu au adresabilitate la sistemul de sănătate pacienții. Iată că în loc să mărim numărul de paturi, ajungem în situația în care ele se micșorează vrând nevrând datorită acestor accidente, incendii și lucruri total neprevăzute. De asemenea, și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, și-a arătat solidaritatea cu familiile românilor care și-au pierdut apropiații. Stăm și privim îndurerați cum mor oamenii în spitale din cauza acestor politruci irresponsabili, care nu conștientizează faptul că deciziile lor pot curma vieți sau chiar pot lua vieți. Tot ceea ce se întâmplă în România în zilele noastre este rezultatul unor măsuri criminale. Cu toții știam că valul 4 va lovi și România, iar din păcate guvernanții au fost mult preocupați de luptele politice, neocupându-se mai deloc de guvernarea țării. Corupția, nepăsarea și lipsa oamenilor bine pregătiți caracterizează actuala guvernare, iar din păcate, în România mor din ce în ce mai mulți oameni arși în spitale, netratați corespunzător sau chiar de foame sub cea mai proastă guvernare din perioada post-decembristă.